lucrează sau controlează județe unde ajutoarele sociale, unde electoratul captiv care este ținut cu prestații sociale sau care sunt controlați, da, oamenii ăștia din electoratul ăsta captiv sunt controlați de oameni de afaceri și de baronii PSD-ului, da, sunt majoritari. PSD-ul a câștigat alegerile având votul județelor baronizate de către PSD. Oamenii ăștia care conduc România iau decizii politice pentru oamenii care au votat. Adică măriri de pensii, prestații sociale și bani pentru bugetari. Ceilalți din alte zone politice, da, din Transilvania, pentru că se știe că este o zonă eminamente care a votat dreapta în ultimii ani. Stau și se întreabă, adică stai puțin, pe munca mea și pe taxele mele, Tudose, Bădălău, Stănescu, Dragnea, băieții ăștia, fac prestații sociale și guvernează mărind pensiile și salariile pe faptul că eu îmi rup cârca muncind la bandă în fabricile din Transilvania, din Arad, din Bistrița, din Alba, din Cluj, din Mureș, din Timișoara. Ce e asta, Andrei Bădin? Păi aici e o mare problemă, fiindcă poate, păi dacă mergem pe, mă rog, pe această teorie a ta și ne uităm ce s-a întâmplat azi în PSD, avem oarecum și o explicație a pasului înapoi făcut de Dragnea. Să ne reamintim ce s-a întâmplat când a picat Grindeanu, când Dragnea negocia cu Kelemen Hunor tot felul de chestiuni. Și atunci au sărit filialele din Ardeal, din Transilvania, pe Dragnea, a trebuit să renunțe. Acum situația nu mai e la fel ca atunci. Acum are nevoie, dacă îl pică pe Tudose, are nevoie de două ori mai mult decât atunci de voturile UDMR. Iar UDMR-ul, când e pe poziții de negociere, de forță, nu iartă nimic. Pe bună dreptate, de altfel. Și atunci îl știe foarte bine că dacă intră în războiul ăsta, va fi pus într-o poziție foarte slabă de negociere cu UDMR-ul, va ceda, va pierde filialele din Transilvania, posibil și din restul țării, și atunci a sfârșitul, vorba lui Traian Băsescu, când începi să te duci pe topogan în jos, te duci până pici în cap. Nu te mai ridici de pe topogan. Și atunci vorbim și de a doua cădere, al unui al doilea guvern? Ne gândim la alegeri anticipate? Domnule, manifestăm atâta instabilitate? Vorba domnului Cristoiu, aseară, ăștia au tras pe las sau care e problema cu ei? Că n-am înțeles. Dincolo de pădurile din jurul Bucureștiului. Ca o problemă totuși. Sau să schimb două guverne într-un an, niciun an de zile, trebuie să fie un pic tulbura la creier. Scuzați-mă. Cred că ieri am avut senzația Andrei Bădin, de bine. Andrei Bădin, Liviu Dragnea, președintele PSD, nu știa cine este Mihai Tudose? Nu știa. Și atunci, îl iei pe Grindeanu, care primul lucru pe care l-a făcut Grindeanu când a ajuns la Palatul Victoria, l-a adus pe fostul șef al 21 sfertului, serviciu de informații. Și fostul șef din SRI. Da? Și fostul șef din SRI, prietenul lui Stătescu, a luat un general SRI și l-a pus consilier, a luat un chestor de la Ministerul de Interne de la 21 sfert, l-a pus consilier, aia a fost primele lui decizii, da? Din Ministerul Apărării nimeni? De la apărare nu, dumneavoastră. Erau mai demult. Da, dar Dragnea totdeauna a fost să negocieze, să discute cu sistemul. De la celebra scenă din 2013-2014, când o mângâia pe Gips, pe doamna Chiuvii, și partidele de tenis cu ăștia, când îi ducea vinul, Coldea, spunea Ponta, vinul ăla de cât era, de 500 de euro sticla, el a fost, deci, să negocieze. Deci din nou ajungem la statul paralel. Păi el a zis, băi băieți, îl pun pe ăsta micul pe Grindeanu, premier. Păi a bun, nu? Mă lăsați și voi, așa mai. Așa, îl pun pe ăsta la altul acum, băia bun, să bea al vostru, și într-un final și-a dat seama că cu băieții ăștia e cam nașpa, că ăștia când baci palma cu ei, când întorc spatele, îți băgă cuțitul pe la spate. Haideți să luăm pauza comercială, vă promiteam după publicitate, da, o listă a măsurilor economice luate de premierul Tudose. Ceea ce îmi displace profund este următorul lucru. Vă repet și vă spun, dacă acum 2-3 luni, o anumită parte a presei care îl susține pe președintele Iohannis spunea, Tudose este fantoșa, da, este păpușa lui Liviu Dragnea. Este un PSD-ist care a luat măsuri și a făcut și adrese și așa mai departe. Când Tudose a început războiul cu Dragnea, Tudose a devenit brusc
foarte digerabil și foarte albă, bun pentru o anumită parte a presei care le susține pe președintele României, da? Nu putem să nu vedem lucrurile astea, da? Pentru că România este ruptă în găști, da? Care se bat pentru putere politică, judiciară, economică și așa mai departe, da? Haideți să-l vedem după pauza comercială pe premierul Tudose, pe care noi aici la Dosar de Politician l-am porechit Gigi Duru. Da, Gigi Duru Tudose, ce a reușit el să facă de când este premier până să genereze criza asta politică groaznică? Dacă vă eu cred că dumneavoastră ați aflat că au fost niște uragane și că au influențat prețul barilului pe plan mondial. A crescut prețul la acest tip de energie în toată lumea. Așadar, potrivit teoriilor premierului Mihai Tudose, nu acciza mărită de guvernul pe care îl conduce, ci fenomenele meteo au fost de vină pentru scumpirea carburanților. Tudose a găsit responsabilul și pentru creșterea indicelui ROBOR, Banca Națională. BNR-ul, care trebuie să reglementeze această situație. Și a trebuit să intervină BNR-ul? Păi asta face BNR-ul, nu? Nu reglează și cursul, nu se joacă la modul pozitiv pe această piață. Băncile par să-i dea coșmarul lui Tudose. Premierul de la Brăila nu are niciun cont bancar și pleacă acasă cu salariul în plic ca să nu dea comision. Eu nu prea am ce bani din bancă să am, că ăștia sunt toți banii, nu vreau să-i dau. Deși a fost un habarnist, Tudose s-a remarcat totuși prin ceva, scenetele pe care le-a prezentat la fiecare ședință de guvern. Victime favorite, Liviu Pop, Florian Bodog și Răzvan Cuc. În lipsa acestora, premierul a sărit și la secretarii de stat. Ministerul Transporturilor nu văd cine e. E domnul premier, Cercelina, secretar de stat. Doamna secretar de stat, vine Iana, vorba celebrată din filmul La Modă. Sunteți pregătiți? Suntem în proces de pregătire. Am înțeles, când terminați procesul? Că eles până numai așa avem șanse? Domnul premier. Poftim? Ne pregătim și avem șanse să realizăm. Premierul nu știa numele secretarilor de stat la care a țipat. Nici nu este de mirare, având în vedere că are 135 de înalt funcționari. Spre comparație, o țară mai mare precum Franța, cu populație mai numeroasă și un aparat guvernamental complex, are doar 39. Au fost și miniștri care au plecat cu scandal din cabinetul Tudose. Adrian Țuțuianu a demisionat din fruntea mea APN după ce a făcut public printr-un comunicat de presă că ministerul nu mai avea bani de salarii. Țuțuianu a demisionat pe 5 septembrie, 3 zile mai târziu venea rectificarea bugetară. Întrebările despre subiect l-au scos din sărite pe Tudose. Vă spun acum de 10 ori, unul după altul, până când rămâne clar. Rectificarea este pozitivă. Păi așa, când ai o rectificare pozitivă, nu poate fi vorba de lipsă de bani pentru lefuri, pentru salarii și pentru pensii și așa mai departe. Deci a fost o alarmă falsă aici. Am mai spus sau mai spunem o dată, cum am vorbit, sunt bani acolo, despre ce să vorbim. După câteva ore, guvernul tăia investițiile și fondurile pentru autostrăzi și spitale ca să aibă bani de salarii și pensii. Bâlbâieli, minciuni, taxe reintroduse, acciza la combustibil, creșteri de curs valutar, creșterea roborului și a dobânzilor bancare, da? Tot felul de invenții, tot felul de scandaluri, tot felul de giumbrușlucuri de astea a făcut Mihai Tudose de 3 luni și ceva de când este premier. El spune oficial că se impune o remaniere pentru că nu merge guvernul. Păi dacă nu merge guvernul, domnul Tudose, Gigi Duru, nu merge din cauza dumneavoastră, nu? Cofi, Pop, nu? Andrei Bădin, ratoriu și gaferul guvernului. Da, dar nu l-a pomenit aseară. Nu l-a pomenit aseară, da? Sau, nu știu, Cuc de la transporturi, care se face de râs. Dar lui Cuc, dacă îi tai investițiile, ăla săracu ce să facă? Să facă ce? Să aducă poate acasă, de unde să facă șosele? Dar până și inclusiv azi, tot partidul a fost răsunit în jurul lui. Când făcea băiatul ăsta o prostie, una dragă, dar domnule, foarte bine, să facă Split TV, să facă nu știu ce. Adică ăsta n-a făcut de capul lui. Și nici măcar azi cineva din partid nu se desolidarizează, tovărășește de prostiile pe care le-a făcut băiatul ăsta. Eu mă așteptam din partea lui să vină și să spună, da, domne, avem probleme. Cele mai mari probleme le avem. Învățământ. Liviu Pop n-a făcut nimic. Ăla la sănătate, care urlă presa de două zile că nu știe de plagia și ăla. Taci din gură, merge pe burtă. S-a luat de
Ăia trei care e o chestie și i-au spus niște băieți că trebuie să lovească undeva, bă, mie nu mi-e simpatică doamna Șaidec, dar dă-o afară altfel, nu așa. Nu? Treabă, a făcut treabă acolo, la minister, n-a făcut treabă. Că vrei să-l pui pe Ciolacu, partenerul tău de vânătoare, că ăștia doi sunt prieteni, Ciolacu cu Tudose, vânează pe acolo, prin Buzău, apropo, de povestea asta. Vrei Tudose e vânător? E și vânător prin tău. Este vânător, și unii cu pescuitul, alții cu vânătoare. Nu, că și Dragnea e vânător. Toți sunt vânători, că acolo se mai întâlnesc, mai pun țara la cale, dar Ciolacu, adică să ajungă Ciolacu, partenerul de vânătoare al Omar Haisam, și ministrul dezvoltării, omul cu banii din guvernul Tudose, păi domnule, zic să-l scoate și pe ăla din pușcărie, hai să-l pune ministrul de externe, nu? Ce să mai facem? Și lumea zice, domne, Tudose e albă ca zapada azi, omul dreptei, luptă cu ciuma roșie. Mai nu, să fim serioși. Domnule avocat, așa, văzând de departe povestea asta, probabil că vă întâlniți cu colegii avocați, mergeți la instanță, discutați. Ce se întâmplă de fapt în România? Pentru că e o întrebare care cred că și-o pun și oamenii care se uită acum la noi, telespectatorii, și orice om, probabil că începând de mâine, când se va declanșa adevărata criză politică, pentru că războiul ăsta dintre Dragnea și Tudose este la început. Nu mai merge moțiunea de cenzură, va fi un război dur care va afecta economia, va afecta societatea, da? O să fie o criză profundă. În primul rând, și cei ce fac parte din sistemul judiciar sunt cetățeni. Au și ei repercusiuni negative sau nemulțumiri la adresa actului de administrare guvernamentală sau politica țării. Însă, în sistemul judiciar, aceste probleme sunt umbrite de nemulțumirile profesionale din punct de vedere al clarificării legislației, a cantității mare de cauze ce au strivit viața privată a magistraților, respectiv judecătorilor, de o lipsă de personal acută și de asemenea lipsa de spațiu și fonduri pentru a face până la urmă să acea nevoie socială reală, și anume să schimbi interesul cantitativ în interes calitativ al actului de justiție. Este foarte greu să-i ceri unui judecător să judece câte 30-40 de cauze pe zi cu o cantitate enormă și să nu-i și totodată la sfârșit să-i ceri și calitate în contraprestație. E un deficit real și totodată este un deficit de personal, dar totodată un deficit de calitate și claritate a legislației. De aceea, cum ați spus și dumneavoastră, aceste legi sunt necesare a veni să clarifice răspunderea pe care o avem cu toții, civilă, penală, administrativă, fiscală, dar totodată să dea și acea răspundere funcționarului spre a nu mai comite acele abuzuri și să se diminueze abuzurile, dar totodată să ne crească rezultatul final. Apropo de legile justiției, că am avut și dezbaterea asta mai la începutul emisiunii, credeți că după scandalul ăsta dintre Tudose și Dragnea, credeți că vor mai pune pe în plenul Parlamentului legile justiției? Păi a zis aseară. Da? A zis aseară că nu-și asumă să trimită guvernul legile, să le trimită direct. Tudose sau cine o fi în Parlament. Adică... Pe cum să le... Toader să le trimită ministrul justiției de capul partidul, lui? De capul lui. A zis, domnule, să le trimită direct. Mai complicăm noi cu legile justiției. Deci premierul nu e de acord cu legile justiției ale lui Tudorel Toader. Asta se înțelege. Parlamentul, mai știm ce majoritate, cum este majoritatea în Parlament. Nu, și-a mai zis ceva. Da. Zice, trebuie acordul Comisiei de la Veneția, care le așteaptă Toader, dar Comisia de la Veneția se întâlnește abia în decembrie. Ah, deci... Vedeți, povestea e blocată. Vorbeam de ceea ce înseamnă personalitatea demnitarului cu rang de ministru. Observați că în ultima perioadă România a avut portofoliu mai notoriu decât ministrul care l-a ocupat. Ceea ce scade și nivelul de profesionalism și fermitate a personalității ministrului. Dacă un ministru nu reușește să-și convingă propriul guvern de necesitatea unor propuneri legislative cu o nevoie acută în schimbarea sistemului judiciar, are acea posibilitate de moralitate să își prezinte demisia,
Iar dacă reușește, trebuie să convingă și premierul să meargă mai departe cu forța administrativă a executivului în fața Parlamentului pentru a rezolva această problemă. Gândiți-vă că singurul abilitat să administreze partea de justiție este sistemul judiciar în legătură directă cu mecanismul din guvern. Adică inclusiv cu premierul. Premierul trebuie să facă această translatare de implementare judiciară și să facă acea legătură cu Parlamentul, astfel încât mecanismul de modificare să fie unul după o consultare publică, unul într-o situație rapidă, cu celeritate, pentru că dacă am așteptat de fiecare dată o invitație de la Comisia de Veneția, de la Comisia Europeană, n-am face altceva decât să tergiversăm rezolvarea unei nevoi acute. Toate aceste modalități de a tergiversa în fiecare domeniu vine să aducă o criză politică sau o criză administrativă, da, domnul de avocat, încredere. Dar știți foarte bine, foarte bine că ei nu vor să ia deciziile astea. O parte din ele, fiindcă aceste decizii afectează implicit acel stat paralel de care vorbeam. Și care acel stat paralel nu vrea această reformă a justiției. Ei vor să rămână ei la butoane. Știți, când merge noastră pe la DNA pe acolo și îl cheamă pe câte unul cu dumneavoastră avocat și îi spune, ia de aici și scrie acum de X, Y, Z că poate scapi. Că dacă nu, unde ești, mă aduc cătușele. Aceste modalități pe care noi să le prezentați sunt diminuate, dacă nu anulate, tot printr-o legislație clară și o răspundere a celui ce face așa ceva. Că le ia lor puterea, le ia lor pâine și cuțitul. E ca și cum asta era întrebarea. Știți care e sentimentul acesta? Dumneavoastră faceți o invitație ca cetățenii să treacă în statul paralel. E ca și cum vă uitați în oglindă și vă certați cu dumneavoastră că sunteți duplicitar. Nu, haideți până la urmă să fim corecți. Dacă electorat dorim... Lui Tudose să iasă din statul paralel. Mulțumesc. Da, vroiam de la să tenis. Întreg pe domnul Iene, dincolo de necesitatea de reformare a sistemului juridic prin modificări a legislației, nu apare aspectul mai evident și este și o cauză a ceea ce se întâmplă acum, această evidentă încercare de extindere a controlului politic asupra justiției, care a devenit de fapt problema de fond? Nu, vorbim doar de anumite întrepătrunderi dorite de o forță politică să intre în cealaltă forță a statului. Dar, o întrepătrundere ca un control. Eu așa o simt ca simplu cetățean. Această călcare a limitei puterii respective a fost până la urmă reglementată și stopată destul de rapid de Curtea Constituțională în mai multe situații. Și atunci când politicul a făcut un mecanism către a afecta actul de justiție și atunci când mecanismul din interiorul actului de justiție, respectiv forța procuraturii, a încercat să calce peste competența administrativă domnule a executivului. Avocat, și Curtea Constituțională a intervenit, este singurul mecanism juridic. Suntem în situația cu acest scandal monstru din PSD și din executiv, suntem în situația ca toate lucrurile astea care s-au dezbătut și toată normalizarea situației din România, în ceea ce privește legile justiției, în ceea ce privește răspunderea magistraților, în ceea ce privește chestiuni legate de practici de genul ăsta, da? Șantaj, abuz de putere pe care l-au făcut procurorii în anumite dosare, implicarea serviciilor de informații în cauze penale, lucruri care s-au întâmplat, protocoale secrete, vector, culoare media, culoare economice, toate lucrurile astea care s-au pus pe tapet încet, încet, da? Și a fost o luptă până să se pună pe tapet opiniei publice aceste lucruri. Nu vă imaginați ce presiuni și ce lucruri au fost ca lucrurile astea să nu se spună. Dar au ieșit documente, au ieșit oameni care au povestit. Toată dezbaterea din societate era pregătită pentru niște decizii. Nu comentez eu ce tip de decizii, dar statul român era canalizat, era focusat pe a rezolva lucrurile astea, din justiție, din relația între justiție și SRI. Ei, când lucrurile astea trebuiau să fie rezolvate, pac, scandal politic, premierul României defectează, tamnesam, dumneavoastră știați că sunt problemele astea în PSD, de exemplu? Nu știați. A pocnit bomba aseară. Toate lucrurile astea nu ne fac să ne întrebăm dacă nu e cumva ceva în spatele scenei? Dar dumneavoastră credeți că cetățenii României nu știu că totdeauna în spatele scenei mai există un alt interes? Nu ne-am obișnuit de atâția ani de zile că interesul politicianului este uneori, nu la toți, uneori, nu la toți, primordial interesul personal față de interesul comunitar?
Dacă noi reușim să schimbăm această mentalitate și cu singurul mecanism al votului, nu facem altceva decât să ne dezvoltăm democratic. Veți observa că, totuși, mentalitățile și publice pot fi schimbate mult mai rapid prin impunerea legii. Dacă nu reușim să schimbăm mentalități comportamentale prin impunerea legii, atunci nu facem altceva decât să debalansăm statul democratic. Asta este democrația. Fii și schimbă o mentalitate prin lege dacă nu ești în stare să schimbi o mentalitate prin comportament civic. Iar acest lucru este și în sarcina guvernului, cât și în sarcina cooperării între cele trei forțe statale. Vorbim de Parlament, vorbim de executiv și vorbim de cealaltă forță judiciară, cu implicarea de mediere a președintelui țării. Este cel care vine și decompensează momentele de tensiune între cele trei forțe. Haideți că vine și știrea serii legată de Catalonia. Practic s-a amânat cu o săptămână decizia în Parlamentul catalan. Puigdemont a spus că poporul a votat independența, dar pentru că i s-a cerut pe plan internațional moderație și calm, dă o săptămână guvernului de la Madrid să negocieze, să discute. Ce să anume negocieze, ce se discută, Andrei? E un referendum, un divorț în stil italian. Divorț în stil spaniol sau în italian? Cred că italian mai curând. Deci întrebarea este: acționat și acolo statul paralel? Să-i determine pe parlamentarii catalani să mai amână cu o săptămână? N-a fost un vot, a fost decizia, mă rog, acestui președinte al Cataloniei, care e căsătorit cu român. Că noi ne întrebam, votează sau nu? Și ne spuneam înainte de pauză că vor vota. Era o declarație în baza votului de la referendum. El a spus, domnule, poporul a votat, dar noi declarăm. Dar negociem, discutăm timp de o săptămână. Fiindcă ăsta e mesajul în Spania, v-am spus și hashtag-ul celebru care a scos lumea în stradă sâmbătă și duminică și la Madrid și la Barcelona, hai să vorbim, că ăștia nu vorbesc între ei, se bat. Atât, de fapt, spaniolii bat pe catalan, ca să fim mai corecți în exprimare. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență, nu mai avem timp. Ne revedem mâine la 7:30 să continuăm să discutăm despre ce se întâmplă în guvernarea PSD între Tudose și Liviu Dragnea. Cu siguranță, războiul ăsta va scoate la suprafață documente, informații, lucruri frumoase din interiorul guvernării. Mâine o să discutăm și despre ce se întâmplă în economie, pentru că toate poveștile astea politice pălesc în fața a ceea ce se întâmplă în fiecare zi cu banii din buzunarele noastre. Da? Mulțumesc pentru prezență, o seară bună, numai bine!